Concomitent cu dobândirea autorității absolute în Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, Stalin s-a simțit liber să acționeze conform viziunilor sale politice. În acest sens, construirea socialismului și politica economică a statului sovietic se aflau într-o indisolubilă relație de interdependență. Marea foamete din anii 1932-1933, cunoscută în istoriografie ca Holodomor și care a fost una dintre cele mai grave catastrofe naționale din istoria modernă a ucrainienilor, a început din dorința lui Stalin de a colectiviza agricultura pentru a permite Kremlinului să financeze industrializarea forțată. Criza colectărilor din iarna anilor 1927-1928 a avut un rol crucial în întorsătura luată de evenimente. Stalin a tras o serie de concluzii privitoare la necesitatea de a înființa bastioane ale socialismului la sate, anume colhozuri și sovhozuri uriașe, de a colectiviza agricultura pentru a putea controla direct producția agricolă și pe producători, fără să mai fie nevoie de legile pieții. Țăranii trebuiau să învețe cuvântul al nostru în locul cuvântului al meu. Încă din momentul prelorii puterii, bolșevicii au urmărit lichidarea țăranilor înstăriți, această clasă fiind considerată o piedică în calea regimului sovietic. După ce obținuse victoria deplină în cadrul partidului, se pare că Stalin a găsit momentul propice pentru a suprima această categorie de populație. Colectivizarea a fost piatra de temelie a dictaturii liderului sovietic și toate celelalte trăsături ale sistemului stalinist pot fi văzute ca derivate ale acesteia. Actele de violență în masă comise împotriva cele mai numeroase clase din țară necesitau existența unui aparat represiv extins, completat de un sistem de lagăre și locuri de exil. Extragerea nestingherită și nemiloasă a resurselor materiale și umane din regiunile rurale a facilitat urmărirea unor obiective economice absurd de ambițioase. Între 1930 și 1932, sute de mii de sabotori și de culaci au fost împușcați sau închiși în lagăre și peste 2 milioane de culaci, împreună cu membrii familiilor lor, au fost trimiși în exil. Mulți dintre cei exilați au fost sortiți pe irii în aceeași măsură ca și cei care au fost împușcați. Condițiile de trai înfiorătoare, munca istovitoare și infometarea au pricinuit dezastre de proporții, mai ales în rândul copiilor. Situația țăranilor care nu au fost arestați sau exilați nu era cu mult mai bună. Satul sovietic distrus de colectivizare a cunoscut o degradare gravă. Producția agricolă a scăzut brusc, iar sectorul creșterii animalelor domestice a fost greu lovit. În ciuda unui asemenea declin al productivității, satul extrăgea din regiunile rurale o cotă tot mai mare din producția locală. Și totuși, colhozurile nu au reușit să hrănească țara în mod satisfăcător. Majoritatea cetățenilor sovietici au supraviețuit cu rații mici. Multe perioade au fost marcate de foamete. Una dintre cele mai rele astfel de perioade a fost foametea din 1931-1933, rezultatul previzibil al marelui salt al lui Stalin. Această foamete, al cărei apogeu a fost atins în iarna dintre 1932 și 1933, a secerat între 5 și 7 milioane de vieți omenești. Multe alte milioane de oameni au rămas cu infirmități pentru tot restul vieții. Într-o perioadă de pace și de vreme relativ normală, regiunile agricole bogate au fost distruse și pustiite. Cu toate că foametea a fost un fenomen complex, posteritatea are tot dreptul să o numească foametea lui Stalin. Politica stalinistă a Marelui Salt a fost principala ei cauză. Mai mult, deciziile luate de Stalin în 1932 și 1933 au fost cele care, în loc să ușureze tragedia, au înrăutățit-o. Foametea a fost rezultatul inevitabil al industrializării și al colectivizării. Exploatarea excepțională a țăranilor a avut două efecte. Muncitorii agricoli erau slăbiți fizic de foame și nu aveau niciun interes să muncească, lucru care a provocat deznădejde și apatie. Ei știau dinainte că tot ce creșteau urma să fie luat de stat, fiind astfel condamnați la o stare de semi-inaniție în cel mai bun caz. Câțiva ani de punere în practică a acestei politici au dus la o scădere graduală a productivității. În 1932, culturile nu au fost bune și, de asemenea, au fost prost recoltate. Interesele statului și cele ale țăranilor erau diametral opuse. Politica statului de a extrage din regiunile rurale cât mai multe resurse cu putință era extrem de agresivă. Țăranii, asemenea victimelor foametei din întreaga lume, au folosit armele celui slab. Ei sabotau îndeplinirea obligațiilor față de stat și încercau să ascundă provizii ca să se hrănească. Stalin era foarte conștient de ostilitatea regiunilor rurale colectivizate forțat, dar a pus vina în totalitate pe umerii țăranilor. Ei declaraseră război guvernului sovietic, a anunțat el.
Amenințarea crizei era evidentă pentru toată lumea, inclusiv pentru Stalin, cu mult înainte ca foametea să ajungă în faza sa cea mai critică. Se puteau lua măsuri evidente care ar fi putut cel puțin să diminueze impactul foametei. Stalin însă a respins orice abordare. Orice concesii care sugerau lipsa de chibzuință a Marelui Salt erau contrare caracterului său și un pericol politic la adresa dictaturii sale. Pentru a ușura presiunea pusă pe țărani, ar fi trebuit să se reducă ritmul creșterii industriale. Liderul sovietic a acceptat totuși cu greu o asemenea temporizare în 1933, dar lentoarea cu care a acționat a costat milioane de vieți. În toamna lui 1932, întârzierile, încăpățânarea și cruzimea îl aduseseră pe Stalin însuși într-un impas. Recolta produsă de regiunile rurale devastate în 1932 a fost și mai proastă decât recolta din 1931. Între timp, industrializarea a continuat în ritm rapid, iar datoria externă a Uniunii Sovietice pentru achizițiile de echipament și materii prime a atins noi cote. Date fiind aceste circumstanțe, exista doar un spațiu restrâns de manevră. Guvernul putea să mobilizeze toate resursele disponibile sau să intre în rezerve, ori să facă apel la ajutorul internațional, așa cum făcuseră bolșevicii în timpul foametei din 1921-1922. Aceste măsuri ar fi fost însoțite de costuri economice și politice, dar erau posibile. Probabil că Stalin nici nu le-a luat în considerare. Dimpotrivă, statul a pus și mai multă presiune pe regiunile rurale. Documentele descoperite în ultimii ani înfățișează un tablou înspăimântător. Toate proviziile de hrană au fost confiscate de la țăranii care mureau de foame, nu doar cerealele, carnea și produsele lactate, ci și legumele. Grupuri de prădători, alcătuite din oficiali locali și activiști din orașe, căutau proviziile ascunse în așa numitele Iama, ascunzători în pământ, unde țăranii își păstrau cerealele potrivit tradiției străvechi, ca un fel de asigurare pentru vremuri de foamete. Țăranii înfometați erau torturați ca să spună unde erau Iama și alte depozite de alimente, care erau singura salvare a familiilor lor în fața morții. Erau bătuți, ținuți fără haine afară la temperaturi sub 0 grade, arestați sau exilați în Siberia. Tentativele țăranilor care mureau de foame de a fugi în zone unde situația era mai bună au fost curmate cu brutalitate. Refugiații erau forțați să se întoarcă în satele lor, condamnați la o moarte lentă sau arestați. La mijlocul lui 1933, în jur de 2 milioane și jumătate de oameni se aflau în lagăre de muncă, în închisori sau în exil. Mulți dintre ei au dus-o mai bine decât cei care au fost lăsați să moară de foame în libertate. La apogeul său, la sfârșitul lui 1932 și începutul lui 1933, foamea a lovit o zonă populată de peste 70 de milioane de oameni, Ucraina, Caucazul de Nord, Kazahstanul și unele provincii rusești. Aceasta nu înseamnă că restul populației sovietice se hrănea normal. Multe persoane din regiunile care nu erau afectate oficial de foamete trăiau la limita inaniției. Toată țara a fost lovită de epidemii, în primul rând de tifos. Milioane de oameni au fost afectați de boli grave, au rămas infirmi sau au murit la câțiva ani după foamete din cauza agresiunii la care le fusese supus corpul. Și nicio statistică nu poate să măsoare degradarea morală pe care a pricinuit-o foametea. Puținele vite scăpate de colectivizare au fost sacrificate, apoi oamenii și-au mâncat câinii și pisicile și au trecut la vânarea șobolanilor. Comisarii sovietici socoteau prin fiecare cotlon și crăpătura casei după alimentele ascunse. Dacă găseau ceva, luau totul, până la ultima sămânță. Turnătoria era și ea încurajată. Cei care își denunțau vecinii că ascund mâncare primeau o treime din ceea ce se confisca. A fost un exercițiu de putere care a produs mormane de cadavre și un ocean de suferință. Țăranii cu trăierau pădurile în căutare de fructe, ciuperci, ghindă, buruieni, ajunseseră să mănânce și coaja de copac sau chiar pământ. M-am întors acasă și am văzut-o pe biata maică-mea zăcând culcată acolo. Nu se putea ridica. Fratele meu, care avea vreo 11 ani, stătea pe acoperiș și mânca buruieni. Am adus o bucată de pâine pe care o ascunsesem la subsoară, ca nimeni altcineva să nu o vadă. I-am adus-o mamei mele și ea a vrut să o împartă cu fratele meu. Nu pot să-mi iert, dar i-am spus mamei, mănânc-o tu, nu o împărți cu el. Mi-era milă de mama, dar nu mi-a fost milă și de el, de asemenea. Acesta a fost cel mai oribil lucru. El a mâncat și apoi a murit. A doua zi au venit să-l ridice. L-au dus la căruță. Mama mea zăcea acolo, încă vie, dar prea slabă să se miște. Așa că au pus-o și pe ea în căruță. Căruțașul a spus că nu vrea să mai facă încă un drum și că oricum ar fi murit. Mamele își abandonau copiii în orfelinatele statului, în speranța de a-i salva de la moarte,
trebuiau însă să aleagă căruia dintre copii îi dădea o șansă la supraviețuire. Rapoarte secrete ale partidului, mai ales din primele luni ale lui 1933, sunt pline de relatări despre practici răspândite de canibalism. Deși întreaga țară a suferit din cauza foametei și a represiunii în masă, Ucraina și Caucazul de Nord au fost zonele cele mai afectate. În aceste două regiuni importante din URSS, politica de confiscare a cerealelor și teroarea s-au aplicat cu cea mai mare brutalitate. Două motive având legătură între ele explică concentrarea lui Stalin asupra acestor zone. Primul ar fi de natură economică. Ucraina și Caucazul de Nord furnizau aproximativ jumătate din totalitatea cerealelor colectate de stat. În al doilea rând, Stalin vedea criza din 1932 drept continuarea războiului împotriva țărănimii și drept un mijloc de consolidare a rezultatelor colectivizării. Pe 6 mai 1933, acesta declara: "Stimații cultivatori de cereale purtau practic un război tăcut împotriva puterii sovietice, un război prin înfometare." Fără îndoială, el socotea că țărănimea din Ucraina și din Caucazul de Nord erau avangarda acestei armate țărănești care se lupta cu guvernul sovietic. Aceste regiuni fuseseră dintotdeauna focare de sentimente antisovietice, iar Ucraina se aflase în prima linie a mișcării împotriva colhozurilor în 1930. Declarând colectarea de cereale drept un război, Stalin își dădea mână liberă lui însuși și le dădea și celor care îi duceau la îndeplinire ordinele. Baza ideologică a acestui război era mitul stalinist conform căruia greutățile în materie de hrană erau rezultatul actelor de sabotaj ale dușmanilor și ale țăranilor înstăriți. Dând vina pentru întreaga lipsă de hrană pe dușmani și pe țărani, susținând în același timp ideea că dimensiunile foametei erau exagerate din răutate, Stalin s-a despovărat atât pe sine cât și guvernul central de vreo obligație de a ajuta pe cei flămânzi. O declarație făcută în februarie 1933 arată profunzimea cinismului său. Una dintre realizările noastre este aceea că masele mari de țărani săraci, care înainte trăiau la limita inaniției, au devenit acum în cadrul fermelor colective țărani mijlocași. Au dobândit siguranță materială. Este o realizare cum nu s-a mai văzut până acum în lume, cum nu a mai făcut niciun alt stat din lume până acum. Această declarație a fost făcută într-o perioadă în care, în fiecare zi, mureau mii de oameni. Este îndoielnic faptul că el să fi recunoscut vreodată vreo greșeală, chiar și în fața celor mai apropiați tovarăși ai lui. Numai explicațiile mitice ale realității îi slujeau scopul. Afirmațiile despre dușmani, despre sabotajul țăranilor sau despre greșelile responsabililor locali îi permiteau să se despovăreze de vină și să condamne milioane de oameni fără să ezite. Avea el oare în fața ochilor minții imagini cu scheletele ambulante, cu oamenii disperați care căutau resturi de animale îngropate, cu mame nebunite de foame care își sacrificau proprii copii? Probabil că nu. El se întâlnea cu oameni obișnuiți numai la evenimente aranjate, iar Moscova pe care o vedea, de obicei de la fereastra mașinii lui, era fațada relativ bine hrănită a puterii sovietice. Rapoartele poliției secrete care au fost descoperite de curând oferă o descriere detaliată a foametei, a canibalismului și a răspândirii sentimentelor antisovietice în rândul maselor. Scrisoarea lui Mihail Sholokhov din 4 aprilie 1933 descria cu detalii înfricoșătoare ce se petrecea în apropierea casei lui din Veșenskaya, în Caucazul de Nord. "Am văzut lucruri pe care le voi ține minte cât voi trăi. În timpul nopții, cu un vânt strașnic și cu temperaturi sub 0 grade, când până și câinii se ascund de frig, familiile date afară din casele lor, pentru că nu au reușit să predea cotele de cereale, au făcut focuri în aer liber pe drumurile de țară și s-au așezat lângă ele. Și-au înfășurat copiii în cârpe și au așezat pe pământul care fusese încălzit de foc. Plânsetul necurmat al copiilor se auzea peste tot pe aceste drumuri. La colhozul Baskovski au scos afară o femeie cu un copil. Ea și-a petrecut noaptea umblând prin sat și rugându-se să fie primită înăuntru împreună cu copilul ei, ca să se încălzească. Nimeni nu a primit-o, se dădeau pedepse severe pentru ajutorarea sabotorilor. Până dimineață, copilul murise de frig în brațele mamei." Scrisoarea lui Sholokhov descrie cum erau forțați să dea cerealele cei care erau suspectați că strângeau produse pe furiș. Prin bătăi în masă, prin înscenarea unor execuții, prin însemnarea cu fierul încins și prin spânzurare, astfel încât să se provoace asfixierea parțială în timpul interogatoriilor. Scriitorul nu a încercat să ascundă faptul că abuzurile criminale săvârșite în raionul Veșenski făceau parte dintr-o campanie intenționată a autorităților locale, dar, din motive evidente, el nu a insistat asupra acestui punct.
Stalin a primit veștile cu lejeritate, a ordonat ca raionul Veșenski să primească mai multe cereale ca ajutor și să se efectueze o anchetă privind abuzurile descrise de Șolohov. Într-un răspuns către acesta, l-a acuzat pe scriitor că era părtinitor și că închidea ochii în fața acțiunilor de sabotaj ale țăranilor. Membrii conducerii locale, la ordinele lui Stalin, au fost doar înlăturați din funcțiile lor și mustrați. Nu au fost nici măcar dați afară din partid. În ciuda cruzimii extreme a campaniei, planul de colectare a cerealelor nu a fost îndeplinit, iar deficitul de 20% în ceea ce privește colectările de cereale dintre recolta slabă din 1931 și cea dezastruoasă din 1932, oricât ar fi fost de prost, a pălit în comparație cu decimarea animalelor domestice. Valul nebun de investiții de capital în industria grea își atinsese limita. Chiar și neobositul aparat al terorii începea să scârție. În 1933, rețeaua vastă de lagăre și de închisori nu mai putea să gestioneze șuvoiul tot mai mare de arestați. Guvernul a adoptat măsuri urgente pentru crearea unor așezări izolate, care să găzduiască 2 milioane de deportați interni, dar acest program a eșuat din cauza lipsei de resurse. Capacitatea aparent nelimitată de distrugere și de izolare a dușmanilor a avut, după câte se pare, limitele ei. Și, deși execuția, arestarea și deportarea unui număr uriaș de persoane au ajutat guvernul să mențină controlul, chiar și Stalin vedea că teroarea submina funcționarea lină a sistemului în aceeași măsură în care o consolida. Toate aceste disfuncționalități au slăbit URSS-ul într-o perioadă de creștere a tensiunilor internaționale. Unul dintre primele semne ale iminenței războiului a fost ocuparea Manciuriei de către Japonia la sfârșitul lui 1931. Japonezii se pregătesc în mod sigur pentru un război împotriva URSS, iar noi trebuie să fim gata de orice, afirma Stalin în iunie 1932. În extremul Orient Sovietic a fost inițiată o campanie urgentă de comasare de trupe militare, dar și Europa era în fierbere. În ianuarie 1933, în timp ce Uniunea Sovietică era în chinurile foamei, naziștii veneau la putere în Germania. Iar strategia bolșevicilor pe plan european, care era axată pe consolidarea relațiilor cu Germania, trebuia să fie revizuită imediat. Confruntat cu amenințări tot mai mari dinspre est și dinspre vest, Stalin a fost silit să încerce să încheie alianțe cu democrațiile occidentale. Stalin a înțeles că această nouă politică externă nu era posibilă decât dacă transmitea că URSS era o țară normală și nu doar un dușman avantajos al fascismului. Regimul sovietic avea nevoie să-și îmbunătățească reputația. Nu era nevoie ca liderii sovietici să schimbe haina militară cu un frac, dar trebuiau cel puțin să-și încheie nasturii. Primele măsuri au fost unele concesii minore, dar cruciale acordate țărănimii. Cu toate că statul stalinist a continuat să se bazeze în primul rând pe constrângerea regiunilor rurale, au existat schimbări importante. Stalin le-a permis cu greu țăranilor să dețină mici loturi private de pământ pe care puteau să le cultive pentru propriul câștig, o concesie de mare importanță pentru supraviețuirea regiunilor rurale și a țării în ansamblu. Această expansiune a agriculturii private a fost extrem de importantă, netezind calea către un nou compromis între stat și țărani. Țăranii, care nu câștigau aproape nimic lucrând la fermele colective, aveau să poată acum să scoată la capăt cultivând propriile loturi de pământ. Cu toate că țăranii trebuiau să plătească taxe exorbitante pentru aceste loturi, ele erau excepțional de productive. Îmbunătățirea calității vieții după recolta bogată din 1933 a fost, bineînțeles, remarcabilă numai prin contrast cu foamea în masă din anii precedenți. Posibilitatea îmbunătățirii standardului de viață era utilizată în mod deliberat pentru a motiva forța de muncă. În magazinele din orașele mari, rafturile începeau să se umple, în timp ce zonele rurale continuau să fie înfometate. Dar, în comparație cu anii 32-33, aceste zone care cunoșteau foamea erau nimica toată, la fel cum arestările și deportările care continuau puteau fi considerate drept o nimica toată în comparație cu cele din anii anteriori. Pentru o vreme, teroarea de stat a continuat într-un rit scăzut și previzibil. Foametea a fost descrisă oficial drept dificultăți alimentare, iar victimele au fost acuzate că și-ar fi înfometat singure copiii până la moarte pentru a discredita conducerea sovietică. Guvernele sovietice au negat cu vehemență existența Holodomorului, iar în URSS era interzis a se discuta despre foamete și victimele ei. Chiar și în prezent, deși autoritățile din Federația Rusă recunosc că exista foamete în anii 30 în URSS, refuză să admită natura deliberată a Holodomorului.
Parlamentul European a calificat drept genocid foametea din Ucraina provocată de sovietici în urmă cu 90 de ani. Într-un text care a primit 507 voturi pentru, 12 contra și 17 abțineri, eurodeputații au apreciat că această foamete, denumită de ucrainieni Holodomor, a fost comisă de regimul sovietic cu intenția de a distruge un grup de persoane, supunându-le în mod deliberat la condiții de viață ce duceau în mod inevitabil la anihilarea lor fizică.